Ia uite aici camionul. L-am încărcat. O să iau niște rumeguși de acolo și o să mergem. Aici am tras la rampă, așa frumos, și aștept să vină omul ăsta să mă încarce. Rumeguș, asta e cam ud și e greu, dar sper să fie bine. Acolo cade chipul. Așa, scuzați-mă. Așa, chipul acolo. Apoi ăla este sawdust, care e ca și ăsta, dar ăsta e un pic așa amestecat cu ceva cioate. Și acolo e shaving, ceva mai subțire. Și aici este curtea unde aduce buștenii din pădure. Acolo, dacă vedeți, deja au difișat. Mai este pădurea aia acolo. Hai să mergem în spate să filmăm, așa un pic, să vedeți cum încarcă, încarcă din spate. Deci ăsta e spatele la camion. Dar acum încărcăm camionul și apoi trag mai în față și mă încarcă încarcă remorca. Doamne, sunt la strântora. Încercarea m-a lovit. Deci asta e din camion. Ea din grămadă. Cântar, loaderul ăsta are cântar pe el. Deci nu trebuie să folosesc cântarul nostru, ăsta e cântarul din camion. Nu trebuie să folosesc pentru că au ei în loaderul lor. Ceea ce e bine, că mă încarcă exact cât îmi trebuie. Eu numai le spun câte tone. Deci cam asta e. Hai să mai avem un pic de cafea. Asta e temperatura de ulei la axa din față, axa din spate, transmisia, temperatura la transmisie. Aici sunt pernele de aer pe camion. Temperatura la ulei. Deci, da, e așa mai clasic. Pe gauge-uri, nu ca cele din Europa sau... Scuzați-mă. Nu ca cele din Europa unde sunt foarte mare, mai multe ceasuri sau mai multe electronice pe el. Dar e foarte simplu. Schimbătorul. Aici în camion mi-am pus niște saltare ca să-mi țin lucrurile, actele, logbook-ul, așa. Acolo mai țin haine sau tricouri de schimb dacă plouă, una alta. Așa, uite aici pe un mower, pe un forklift. Așa, munciți! Deci azi e vineri la noi, oameni buni, și am zis ca să fac așa un loc aici. Am mai fost la locul ăsta de multe ori, dar am zis ca să fac, ca să fie frumos. Cred că mai trebuie încă unul. Mai trebuie... Scuzați-mă că eu sunt cam răcit. Și poate o să auziți mereu că tușesc, dar mai trebuie încă o cupă, să vedem. Da, exact, vedeți? Deci nu o luat o cupă întreagă. O luat o cupă mai puțin. Și acum verifică cântarul. A, mă trebuie să dea jos. Scuzați-mă că... Așa. Acum mai verific o dată. Să vedem acum. Cred că e bine. Atât.
Deci hai să dăm în față un pic. Opa. Așa. Hai să mergem jos să punem prelata pe camion. Luăm mănușile. Așa sunt mănușile de ploaie, de cauciuc, așa, fiindcă au plouat pe jos și e bine să avem aici. Vedeți voi cioatele astea așa de lemn? Acolo și acolo. Scuzați-mă, așa, așa, focus, focus. Deci rumegușul ăsta e amestecat cu bețe care rămase cum tau ei scândura și se cheamă hofiul. Deci nu-i rumeguș curat, dacă vedeți e și cu cioate și așa mai departe. Deci cu asta mă încarcă, da. Camionul am pus prelata frumos. Ce să zic, foarte frumos. Ia uitați-vă aici, am descărcat mai de dimineață într-alt loc, tot rumeguș, și fiindcă e ud, se prinde așa. Trebuie să curuț un pic becurile, vorba e să ne vadă, să vadă alți șoferi și mașini ca altul fel. Zice, bă, nu te-am văzut că frânezi, că nu știu ce. Așa, curățim un pic becurile frumos. Așa. Super. Acum încarcă mijlocul și spatele. Aici butonul ăsta trebuie să apăs înainte ca să mă încarce remorca. Și fiindcă n-am apăsat, penele de aer jos. Uite, vedeți voi? Și m-a început să mă încarce și uite așa, vezi cât de aproape e. S-o duc jos. Și acum am pornit motorul și am apăsat să se urce înapoi sus. Asta e. Se mai întâmplă. Uite la curăț acolo. Cuțitele de la sawmill. Dacă vedeți acolo așa. Hai să mergem să vedem dacă s-o ridica penele de aer. Yep, vedeți acum distanța. Perfect. Putem pleca la drum. Hop, gata, e gata și ăsta. Haideți. Deci acum ieșim afară din mil. Am plecat de la rampă, frumos așa. Ia uitați, aici e partea unde face scândura, unde o scoate. Așa frumos. Și merge pe lângă clădire. Și acolo în față ne oprim ca să punem prelata pe remorcă. Mergem să punem prelata aici sus și apoi plecăm la drum. Pe drumul Damascului Saul repede a plecat, să aducă pe ucenici chinuiți, bătuți, legați. Și o lumină din cer sus a venit și așa i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe drumul Damascului Saul repede a plecat, să aducă pe ucenici chinuiți, bătuți, legați. Și o lumină din cer sus a venit și așa i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Spune-mi, 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 spune-mi
Și cam asta este Oameni Buni, am pus prelata, putem pleca la drum. Asta am vrut să vă arăt cum se încarcă aici, rumegușul. Deci toate-s bine, funcționează, vreme ploioasă, dar mergem cu Dumnezeu înainte. Spor la muncă și ne vedem la următorul vlog. Hai dați! De când am văzut lumina, nu mai am deloc vedere. Tu ești Dumnezeul meu, dă-mi din nou, te rog, putere.